Legat de adresa pe care firma Delgaz a înaintat-o spre instituția prefectului, spre ISU Sălaj, eu consider că un pic s-au ars niște etape, pentru că firesc și normal era printr-o adresă Delgaz să înștiințeze instituția primăriei, conducerea primăriei despre măsurătorile pe care le-au avut și cred că era normal și firesc să convoc CLSU, situațiile de urgență la nivel local. Cred că era un program dus de monitorizare pe o perioadă de 10-15 zile în care să vedem parametri, grafic, un grafic și după care sigur să poți, dacă existau, Doamne ferește, aceste probleme legate de gaz metan, dar aduce și înțeleg oarecum grija pe care o au și frica pe care, având în vedere evenimentele de la Băzdâna din județul Dolj, de la Crevedia, sunt lucruri firești și normal. Numai că primăria Crișeni, în acele zone în care Delgaz spune, pe un perimetru de 3 hectare și jumătate, primăria Crișeni a obținut niște licențe prin un proiect, un aquapark, în care avem o licență de explorare din 2017, avem o licență de exploatare din 2021 a apei geotermale. Într-adevăr, există un foraj pe care l-am făcut în 2017 la mare adâncime, 378 de metri, din acel foraj la mare adâncime menționez, iese și o cantitate de exact îmbinarea apă-gaz de aceste proprietăți unice. Iar astăzi, în urma ședinței de ieri din cadrul Comitetului de Situații Județean de Situații de Urgență, împreună în echipe mixte, Delgaz și Primăria Crișeni, eu cu reprezentanții Delgaz am fost în zona unde se va construi acel aquapark și am luat subsolurile, blocurile ANL în mai multe locații. Domnul viceprimar Dobocan a fost în zona magazinului Profi, unde la fel am pe proprietăți private, în niște beciuși astea. Dar încă o dată menționez, sunt localnic, am 55 de ani, nimeni dintre cetățenii, locuitorii satului Crișeni, nu ne-au adus niciodată o informație cum că în subsol, în garaj, în beciuri, în fântâne ar fi o problemă. Sigur că trebuie luate toate măsurile, dar vin cu rugămintea oarecum de a liniști populația și de a nu crea o stare de panică, de frică, pentru că sunt lucruri pe care încercăm să le ducem cât mai corect și mai cinstit față de cetățeni, pentru că nici eu și cred că nimeni nu ne dorim, Doamne ferește, probleme legate, știm ceea ce s-a întâmplat în țară, în anumite zone, iar această monitorizare va continua în săptămânile următoare, cu raport spre instituția prefectului, situațiile de urgență Sălaj. În cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care a avut loc ieri, s-au decis câteva măsuri în ceea ce privește situația gazului care iese din pământ în localitatea Crișeni. Principala măsură vizează monitorizarea scurgerilor de gaze din 3 în 3 zile, timp de 2 săptămâni. În funcție de valorile care vor fi constatate, se vor lua ulterior alte măsuri, se va întruni din nou Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și se va decide asupra măsurilor care trebuie luate în perioada următoare pentru evitarea oricărui pericol și pentru a nu pune în pericol viața cetățenilor din localitatea Crișeni. Știți că în presă au apărut că în Crișani, în comună, iasă gaz. Ați Da. simțit ceva? Mai deocamdată nu pot să mă pronunț, că nu am lucrat nimic astăzi în bucătărie ca să văd, că de fapt de acolo vin gazele și Nu, se pe pot. stradă, afară. Nu, tot în casă am stat, nu. Dacă Dacă ar sunt ieși ceva, vă probleme, temeți păi sau... nu mă tem, trebuie să dau la Ion. Neapărat trebuie să dau telefon, nu se poate altfel. La orice gaz care crede că nu este bun, noi trebuie să acționăm, nu trebuie să stăm. Nu ne frică, nu nimica, pentru că nu dintr-o dată. Dintr-o dată este când atunci este un foc. Și când simți că ai gazele, normal că așa se întâmplă. Eu nu simt, dar poate sunt mai groasă la nas. Poate că miroasă, dar eu nu simt. Nici eu. Nu simt. N-am simțit acum. Și vă temeți dacă ar fi Dar ceva? cum să nu? Doamne ferește, sigur că da.
Noi avem și detector de gaz instalat, dar ferească Dumnezeu, nu toată lumea cred că are. Tu spuneți o sondă, mai e mult acolo. Acolo, mă, dacă încercați. Eu nu știu exact, bătrâni, știu.